Bună, sunt Stella și astăzi voi pregăti o plăcintă din aluat filo, o plăcintă suflet de brânză. Rețeta la aluatul filo, eu deja am făcut-o pe canal și nu vreau să mă repet acum cum lucrez cu acest tip de aluat. Am să vă las linkul către rețetă exact cum prepar eu acest aluat. O să trecem la pașii următori. Următorul pas este să punem la fiert 800 de ml de lapte. Pasul este să pregătim 70 de grame de amidon în care adăugăm 200 ml de lapte și vom omogeniza această compoziție pentru ca să o turnăm apoi în laptele fierbinte. În acest moment turnăm compoziția cu amidon peste lapte și mestecăm iute până se va crea o cremă. Observați, compoziția aproape s-a îngroșat, mai stă 30 de secunde și luăm de pe foc. Am mutat această cremă într-un alt vas, o lăsăm un pic să se răcească. Aceasta va fi baza pentru sufleul nostru. Mai târziu am să vă arăt pașii următori ce adăugăm în el, dar între timp ne ocupăm acum de aluat. Acest tip de aluat se lucrează pe amidon. O să vedeți la rețetă exact cum îl prepar. De asemenea, puteți folosi foile gata, cumpărate pentru această plăcintă. Mie îmi place să mi-l fac pe al meu. Dar asta nu înseamnă că nu puteți să faceți cu foi gata cumpărate de aluat filo. Se găsesc în supermarket, cred că în orice țară găsiți acest tip de aluat. Am să tind foile, le fac de dimensiunea tăvii în care voi monta această plăcintă. Acum pregătim umplutura, deci în crema de lapte adăugăm 4 ouă. Și mai adăugăm 900 de grame de feta. Astăzi iarăși vă duc în bucătăria grecească. Acest tip de plăcinte se prepară la țară în Grecia. Și apoi vom mixa toate ingredientele ca să fie omogenă compoziția. Cum observați, avem o compoziție omogenă. Această umplutură o vom folosi la plăcintă. Imediat vă arăt cum facem montajul la ea. Mutăm în felul următor. Deci punem prima foaie în tavă. Să vă arăt cum am făcut foile. Deci am 6 foi care sunt puse una peste alta, care sunt lucrate pe amidon. Rețeta aluatului, cum v-am menționat la început, o să găsiți linkul la descriere, unde eu am arătat deja cum se lucrează cu acest tip de aluat. Deci, peste care, pe prima foaie, vom unge foaia cu un topit și un pic de ulei de măsline. Cu succes puteți folosi doar ulei de măsline sau puteți folosi grăsimi. Orice grăsim, dar să fie grăsim mai de procent mai mare de grăsime, deci fie untură, fie unt, fie ulei de măsline. Nu recomand uleiul de floarea soarelui la acest tip de plăcintă, dar dacă nu aveți alt tip de grăsime, merge și ăla. Deci ungem foaia cu grăsime. Nu economisiți aici, ca să fie mai foioasă. Peste care adăugăm a doua foaie. Deci se pun 3 foi la bază și 3 foi vor fi la suprafață. La fel, o dăm cu grăsime și această foaie și așa procedăm și cu a treia. Peste care adăugăm compoziția noastră. Se întinde să fie totul uniform în tavă. Și acoperim cu celelalte 3 foi, la fel rând pe rând. Prima o ungem cu ulei, cu grăsime, cu ce avem, ce grăsime dorim, aia folosim.
Și acum ultimul strat îl dăm cu ou și cu pesme deasupra pentru a crea o crustă frumoasă și crocantă atunci când se va coace. Și acum dau cu un pic de pesmet. Coacem această plăcintă la 180 de grade, timp de jumate de oră, maxim 35 de minute. Vă orientați după cuptorul dumneavoastră, atunci când plăcinta este rumână, să știți că este gata. Am scos plăcinta din cuptor și acum o lăsăm să se răcească și apoi am să o filez să vă arăt cum este și în interior. Am feliat plăcinta. Cum vedeți, este foarte cremoasă în interior, crocantă la suprafață, se face rapid, ați văzut, nu necesită mare îndemânare ca să prepare acest tip de plăcintă. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată și vă aștept și data viitoare.